Bună dimineața și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Crista Rot. Astăzi voi face predicțiile pentru această săptămână, săptămâna de dinaintea Paștelui, săptămâna 13-19 aprilie, pentru fiecare zodie în parte, pentru profesie, relații, bani, sănătate și să vedem și care vor fi surprizele săptămânii. Și voi folosi tarotul magic, cu toate arcanele, majore și minore. Și să vedem, așadar am spus, pentru fiecare zodie în parte. Înainte de a începe talarea propriu-zisă, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru toate mesajele frumoase pe care mi le lăsați pe acest canal. Am văzut că cineva mi-a lăsat un mesaj că există persoane care îmi folosesc predicțiile pentru a-și face pe canalul lor predicții. Țin să spun că nu mă deranjează. Știți de ce? Pentru că asta demonstrează că predicțiile mele sunt mai bune și se lasă ghidați de ceea ce spun eu ca să-și poată face predicții. Dar asta nu înseamnă că ei sunt mai buni sau că au vreun dar. Dimpotrivă, demonstrează că darul este al meu și nu au curajul să-și urmeze propria lor intuiție și să-și facă predicțiile după propria sa viziune asupra a ceea ce se întâmplă și a mesajelor pe care le primesc intuitiv prin mijloacele de divinatorii pe care le folosesc. Așadar, nu vă preocupați de cei care plagiază, să zic așa, între ghilimele, predicțiile mele și le folosesc pentru a le transmite mai departe pe alte canale, pentru că cei care urmăresc canalul știu că predicțiile sunt fiecare persoană care se ocupă cu divinația practic este mai bună sau mai puțin bună în funcție de darurile proprii și nici de cum de ceea ce încerci să furi, să zic așa, între ghilimele, de la alții. Acestea fiind zise, să încep și predicția propriu-zisă pentru fiecare variantă în parte. Din păcate, spațiul este foarte mic, aș fi vrut să le și să le și arăt. Ia să zic așa, să vă spun, din punct de vedere profesional, o să încerc să le pun aici, nu știu cât se vor vedea. Da, să vedem. Încerc să le aduc mai... Ok. Așa se văd. Bun. Deci, să vă zic așa, deci pentru berbec. Profesional, vă veți pune în valoare de talentele. Vă veți demonstra abilitățile. Să vă descurcați, să faceți o profesie din talentul vostru, din hobby-ul vostru. Veți găsi soluții la problemele voastre. Din punct de vedere relațional, aici am văd că veți avea mai multă comunicare, mai mult succes cu partenerul, cu partenera sau, în general, cu interacționați bine cu prietenii, cu familia, cu rudele, primiți vești, mesaje, noutăți. Sunteți într-o stare de bucurie, să zic așa, de mulțumire, de satisfacție, de înțelegere cu cei cu care interacționați la distanță, mai ales, pentru că aici îmi apare și lumea și lumea vorbește și de călătorii. Călătorile pot să fie imaginare prin mijloacele de comunicare pe internet, mesaje, deci primiți telefoane, mesaje, faceți schimb de impresii. Comunicați bine. Din punct de vedere al banilor, aici îmi apar noutăți pentru voi. Ceva se redresează, o situație se deblochează, vă vin niște bani, veți primi noutăți, veți avea succes. Propuneri poate de a câștiga bani. Din punct de vedere al sănătății, aici sunteți puțin cam în dubii. Aveți așa o stare când mai bine, când mai rău, nu știți, sunteți într-o stare de confuzie, nu știți dacă sunteți bine, dacă sunteți rău. Vă simțiți cât mai încărcat pozitiv, cât mai încărcați negativ, parcă vă încercați așa să vă luptați cu energie într-un fel sau altul, dar e bine, nu e nicio problemă. Trebuie să vă folosiți puterea minții să gândiți pozitiv pentru că totul este ok. Bineînțeles că dacă aveți simptome, că vă este rău, că nu vă simțiți bine, atunci apelați la medic, da? Deci nu lăsați dubile să vă creuneze și mai mult problemele de sănătate. La voi e mai mult o chestie mentală, mai mult o chestie poate de nervi.
de consum nervos, de stres, să zicem așa. Iar ca surpriză la voi aici, poate că aveți o stare oarecum de regrete, fie emoțional cumva vă simțiți, poate aveți niște anumite regrete, dar sau sunteți prea timizi, nu îndrăzniți să vă exprimați, să zic așa, emoțiile sau ceea ce doriți, sau aveți o stare poate oarecum de resemnare, de decepție într-o anumită situație, vă acceptați o anumită situație așa oarecum, dar dacă veți fi mai perseverenți și ambițioși, reușiți să faceți multe lucruri frumoase, pentru că aveți așa o săptămână frumoasă. Și haideți să vedem și la Taur. Taurul, din punct de vedere profesional, are succes, are reușită, are relații bune, înțelegere bună cu colegii, cu partenerii de afaceri, cu colaboratorii, sau se simte plin de forță, plin de energie, pus pe treabă, să facă treabă și chiar poate avea succes în această săptămână, să se descurce profesional, să-și arate îndemânarea, să-și arate calitățile, să fie o persoană care să se ocupe de comunicare bine cu ceilalți, de interacționarea umană, să zic așa, de medierea între persoane, etc. Din punct de vedere relațional, aici apoi sunteți, vă folosiți mai mult mintea, sunteți mai rațional, aveți nevoie de mai multă claritate, poate într-o anumită situație, relație, sunteți mai logici, vă folosiți foarte mult mintea, voi sunteți picioarele pe pământ. Da, deci asta vi se cere, să vă folosiți inteligența pentru a câștiga persoana iubită, pentru a avea o relație mai bună cu persoana iubită, pentru a vă rezolva problemele emoționale cu cei cu care interacționați. Da? Deci vi se cere să fiți mai logici, mai determinați, să aveți mai multă inițiativă, practic, pentru că aduce succes în orice caz. Nu trebuie să fiți în orice caz, nu trebuie să fiți foarte, să fiți duri, da? Încercați să fiți echilibrați, da? Deci să nu vă folosiți la maxim, să nu fiți prea aspri, prea exigenți, da? Nu știu, nu trebuie să fiți extremă în alta. Folosiți-vă căldura umană puțin, da? Deci încercați să fiți mai îngăduitori acolo unde se poate, bineînțeles, nu. Din punct de vedere al banilor aici, voi poate veți petrece, veți avea motiv de petrecere, de sărbătorit ceva, bine, bine și Paștele este clar, deci vă pregătiți practic de sărbătoare, faceți cheltuieli în acest sens pentru sărbători, banii curg la voi, deci veți avea bani, reușită, poate cu ajutorul familiei, cu prietenilor, da? Deci vă vin daruri prin familie, prin prieteni, puteți să aveți succes, să aveți să zic așa, o reușită din punct de vedere financiar, să vă vindecați problemele legate de bani, să zic așa, da? Să vă rezolvați problemele. Din punct de vedere al sănătății aici, voi va trebui să fiți, veți avea mai multă energie, mai mult chef de treabă, veți avea inițiativă, poate și călătoriți, pentru voi poate călătoriile țin foarte mult de sănătatea voastră, deci așadar atenție la călătorii, pentru că ele sunt responsabile cu sănătatea la voi, pentru că aveți un spirit așa poate mai aventuros în această săptămână, încercați cumva să vi-l țineți la control, pentru ca să nu aveți neplăceri. Și surpriza voastră călătoria. Mi-a apărut aici șasele de spade, care îmi vorbește că puteți primi vești legate de călătorie, sau călătoriile pentru voi au o anumită importanță. Veți reuși să depășiți obstacolele, sau veți reuși să schimbați ceva, să faceți o schimbare, un transfer, să zic așa, să vă mutați dintr-un loc în altul. Trebuie să încercați să fiți mai, să vă folosiți mintea ca să faceți progrese, da? Pentru că pentru unii este posibil să vă aflați într-un punct mort și va trebui să vă schimbați poate o anumită schemă mentală. Și să vedem și la Gemeni, următoarea zodie. La voi profesional aici aveți poate niște regrete. V-a mai rămas ceva, să zic, că putea să dați mai mult, poate. Putea să faceți mai mult, dar veți reuși să depășiți această stare. Poate sunteți puțin mai
să zic așa, vă simțiți poate într-un fel că nu v-ați reușit să vă îndepliniți visele, să aveți o nostalgie, să zic așa, gânduri pentru trecut, să vă întoarceți cumva în trecut, la vesta profesie, a fost un loc de muncă, spre exemplu. Dar aveți șansa de un nou început, de un nou, ceva nou să se întâmple în viața voastră, da? Deci chiar dacă nu mai lucrați, vi se oferă o altă ocazie. În această săptămână poate să apară perspective noi, pentru că următoarea carte aici la relații îmi vine că veți avea succes, succes de relații bune, profitabile, care vă pot aduce și avantaje materiale, noutăți din punct de vedere material, stabilitate materială, profesională. Iar ca și bani aici mi pare cavalerul de monede, care și acesta îmi vorbește de reușite cu banii. Totuși trebuie să fiți atenți la un tânăr, pentru că poate nu este suficient de încredere, dar veți avea curiozitatea, veți avea curajul să înfingeți avertizeți-le dacă veți fi mai practici, da? Deci, pentru unii poate vă doriți să și studiați sau veți avea de-a face persoane cu care studiază, veți avea dorința de a vă folosi banii, poate să studiați, să învățați ceva, da? Sau să investiți în ceva pentru a avea niște profituri. Din punct de vedere al sănătății, aici mi apare că sunteți într-o perioadă stabilă în care vă simțiți mulțumiți de ceea ce aveți voi, așa cum vă simțiți voi, sunteți ok. Din punct de vedere al surprizelor, aici o femeie brunetă joacă un rol important pentru voi, dacă și la sănătate joacă un bărbat un rol important pentru sănătatea voastră, felul în care vă înțelegeți cu această persoană. Dacă aveți relații bune cu această persoană, poate să fie vorba de soț, tată, prieten, șef sau voi ca bărbat, așa cum sunteți, voi cum vă comportați, voi depinde de caracterul vostru. Iar ca surpriză, v-am spus, o femeie de bute, o femeie înțeleaptă, o femeie elegantă, o femeie deșteaptă, o femeie care poate să vă influențeze în bine sau în rău viața și în funcție de anturajul și caracterul ei. Cam asta este și la Gemeni. Și haideți să vedem la RAC. La RAC profesional aici începeți să aveți niște rezultate, să vă încolțească recolt, să zic așa, dacă ați plantat în grădină flori, plante, legume, încep să iasă, da? Încep să se vadă rezultatele muncii voastre. Sau la locul de muncă, acolo veți primi aprecieri pentru ceea ce ați realizat voi până acum. Deci aveți reușită. Din punct de vedere al relațiilor, aici mi-a apărut asul de cupe, ceea ce îmi spune că veți avea bunele relații cu familia, cu prietenii, cu relația de cuplu, da? Deci veți avea relații bune, bucurie, reușite, împăcare, chiar revederea cu cei dragi. Din punct de vedere al banilor, aici atenție la critici, poate sunteți criticați, că poate sunteți prea egoiști, prea duri, prea severi, sau aveți de-a face cu un bărbat care vă judecă, vă critică pentru felul în care vă comportați referitor la bani, în felul în care cheltuiți banii sau felul în care economisiți banii, că sunteți prea egoiști, spre exemplu, și nu dați din banii voștri și altora, nu știu. E o situație aici mai mult de critică, de agresivitate, sau voi aveți o stare agresivă legată de bani, da? Deci răiți așa pe bani. Din punct de vedere al sănătății, aici să zicem așa, stelele vă sunt favorabile, să vă reînnoiți sănătatea, să vă simțiți mai bine, să vă regenerați. Chiar vi se recomandă să vă ocupați mai mult de aspectul vostru fizic, psihic, de frumusețea voastră, să zic așa. Și ca surpriză este aici o femeie de spade, aici puteți să fiți voi, o femeie care sunteți prea rece, poate, prea dură, prea exigentă, prea nu aveți încredere sau tratați cu multă exigență pe ceilalți, sunteți prea rece, distantă, sau aveți de-a face cu astfel de femeie. Poate să fie surpriza voastră o femeie care ea este corectă și dreaptă, dar poate prea dură, prea exigentă sau prea egoistă. Și haideți să vedem și la următoarea zodie. Deci am trecut la Leu. De data aceasta suntem la zodia Leu.
Leul aici, profesional, are succes, are reușită, reușește să-și învingă adversarea, adversitățile, să zic așa, piedicile care i-au fost puse în cale, intenționat sau mai puțin intenționat, în orice caz reușește, iese în afară, iese în evidență, reușește să, poate chiar să începeți un nou loc, să vă întoarceți la muncă unii dintre voi, dacă nu lucrați, în orice caz vă atingeți obiectivele din punct de vedere profesional. Pentru unii poate chiar e nevoie să începeți să vă și relaxați, să vă luați chiar o pauză, că vă prinde bine, ați rezolvat, ați făcut multe, ați depășit problemele. Nu aveți de ce să vă faceți teamă. Din punct de vedere relațional aici, voi încerca să vă construiți cuib, încerca să vă găsiți un partener. Unii dintre voi poate sunteți singuri și nu aveți prea mult curaj, să zic așa, să vă faceți o relație, poate pentru că poate aveți un caracter prea dominant. Dar vă puteți realiza obiectivele, poate cu ajutorul muncii. Puteți să relaționați, să aveți relații, să vă cunoașteți partenerul, poate cu ajutorul locului de muncă sau prin profesia voastră pe care o aveți. Sau pentru voi relația asta este, v-ați însurat, v-ați măritat cu locul de muncă, cu profesia. Din punct de vedere al banilor, aici vă sunteți într-o stare de complacere, aveți ce vă trebuie, vă relaxați, sunteți, chiar puteți lua un concediu, o vacanță, da, să vă simțiți bine, pentru că banii vă sunt suficienți, aveți tot confortul de care aveți nevoie. Din punct de vedere al sănătății, aici voi trebuie cumva să vă ocupați mai mult de iertare, să iertați, să vă regenerați, să încercați să vă odihniți mai mult, să vă împăcați cu ceilalți din jur, să fiți mai relaxați. Da? Surpriza voastră este un bărbat, împăratul. Acum, fie că sunteți voi, fie că este un alt bărbat din viața voastră care joacă un rol important, poate să fie soț, tată, prieten, șef, coleg, da, cineva cu care vă poate ajuta să depășiți niște probleme, să rezolvați niște probleme, să aveți o relație mai stabilă, să vă cunoașteți poate chiar soțul, dacă sunteți singure, sau voi ca bărbați să vă dedoriți să fiți un soț, faceți copii, să vă faceți o familie, pentru că aveți la relații că încercați să vă construiți cu ei. Și haideți să vedem și la zodia Fecioară. La voi profesional aveți de toate, vă merge foarte bine, sunteți șef, sunteți satisfăcuți de ceea ce ați rezolvat, de ceea ce ați realizat, de profesia pe care o aveți. Sunteți mulțumiți de ceea ce ați obținut. Aveți succes, stabilitate, să zic așa, deci nu vă preocupă, chiar dacă nu lucrați, voi vă puteți relaxa liniștiți că banii vin, aveți stabilitate, bine pe scaunul pe care stați. Din punct de vedere relațional, aici apar șanse, apar oportunități, se poate relua o relație, reface mai bine o relație cu prietenii, cu familia, cu partenerul, șanse să vă cunoașteți un partener. Da, deci sunt niște ocazii pe care trebuie să le prindeți din zbor, să le folosiți sau veți avea practic ocazia, va trebui poate să luați o decizie foarte rapid. Să fiți pe fază. Din punct de vedere al banilor, aici un bărbat joacă un rol important, poate să fie vorba de un traficant, de un speculant, de un comerciant, de un banchier, de o persoană care are bani, are putere, care îi merge mintea să facă bani, sau voi trebuie să fiți mai practici, să fiți mai pragmatici, să știți, să faceți speculații bune, să zic așa, da? Să vă folosiți spiritul vostru practic pentru a câștiga. Din punct de vedere al sănătății, aici voi stați bine, vă simțiți pozitiv, vă simțiți încărcați de energie pozitivă, chiar vă aveți poate o anumită idee cum să faceți să vă fie mai bine, aveți mai mult entuziasm, poate chiar v-a venit o idee legată de sănătate, cum să vă îmbunătățiți sănătatea, spre exemplu, poate și pentru faptul că aveți relații bune de prietenie, de dragoste, de înțelegere cu ceilalți. Iar ca surpriză la voi, aici mi-a ieșit tot bâtele, 8 de bâte, care vorbește despre faptul că voi pot să se întâmple lucruri cu rapiditate, pentru că am spus că aveți și aici această carte care vorbește despre oportunități și
Lucrurile se pot întâmpla cu foarte mare viteză, spre exemplu, așa. Pe neașteptate pot apărea lucruri, să cunoașteți pe cineva pe neașteptate, să vă îndrăgostiți pe neașteptate, să luați niște decizii pe neașteptate. Așadar. Deci suntem la Zodia Fecioară, nu? Fecioară, Balanță, Scorpion, nu e. Pe la Zodia Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești, da. Deci la Zodia Balanță. La Balanță. La Balanță profesională, o femeie joacă un rol important pentru voi. Fie că voi, ca femei, trebuie să vă puneți în valoare inteligența, feminitatea, profesionalismul, poate vă doriți să studiați unele dintre voi, să vă perfecționați într-un anumit domeniu, în această, sau profesional, în această săptămână vă ocupați mai mult de familie, mai mult de copii, de cei apropiați, sau veți studia, veți începe ceva nou. În orice caz, o femeie poate juca un rol important în profesia voastră. Din punct de vedere al relațiilor, aici vă simțiți plin de toate, că aveți tot ce vă trebuie, relații profitabile, să zic așa, emoții din plin pe care le primiți de la alții, da? De recunoștință, daruri, cadouri, poate chiar. Din punct de vedere al banilor, aici poate sunteți în dificultatea alegerii. Puteți să câștigați bani, poate, sau aveți propuneri de afaceri de la partenerul de viață sau de colegi de la muncă, spre exemplu. Poate să fie un bărbat, poate să joace un rol important aici la voi pentru a câștiga bani. Sau aveți dificultatea alegerii cu ce cheltuieli să faceți, de ce economii să faceți, etc. Pe ce să cheltuiți banii sau cum să aveți dificultatea alegerii ce, de unde să faceți rost de bani. Poate să fie și o astfel de situație. Vă puteți baza poate pe cineva de la locul de muncă sau pe partenerul de viață sau de familie, cineva din familia voastră apropiată care vă iubește. Din punct de vedere al sănătății, aici voi sunteți într-o stare de complacere. Vă simțiți ok, sănătoși, bine, mersi. Vă simțiți, atenție totuși, sunt la consumul de alcool sau de substanțe halucinogene, așa că parcă vă dă o stare de euforie. Iar ca surpriză la voi va ieși temperanța. Aici puteți, va trebui să, surpriza voastră va fi poate o stare de pace, de liniște pe neașteptate sau apare în viața voastră o femeie. Poate să fie și acest lucru, o idee nouă, ceva nou se naște. Dar vă trebuie mai multă pace și echilibru cu voi și cu ceilalți. Sau lucrurile se vor așeza, vor sta pe loc într-un fel sau altul. Da? Deci sunt într-o stare de stagnare, dar de echilibru. Cam asta este și pentru Balanță. Scorpion. Să vedem la Scorpion. La Scorpion aici mi apare profesional, voi vă simțiți poate decepționați, vă simțiți că vă luptați așa, trebuie să vă păstrați poziția, să vă apărați drepturile, să zic așa. Sunteți suferinți, poate chiar într-o stare de disperare, că nu găsiți soluții, aveți nevoie de niște soluții, vi s-au dat planurile peste cap, poate pentru unii dintre voi rămâneți fără servici sau sunteți în concediu acum forțat și vă lipsește, vă faceți griji legate de bani, de cum vă veți descurca mai departe sau munca în care sunteți voi nu vă satisface, nu vă aduce rezultatele pe care voi le așteptați. Relațional, în schimb, aici mi-apare bine, poate o întâlnire cu familia, o împăcare, mai relații mai bune, mai multă înțelegere, mai multă căldură umană, succes în orice caz din punct de vedere relațional. Cu banii aici tot un bărbat îmi pare că vă poate ajuta sau un copil, poate să fie și vorba de cineva mai tânăr care e generos, vă oferă sprijinul, ajutorul, înțelegerea, compasiunea. Din punctul de vedere al sănătății, voi vă simțiți cumva blocați, vă simțiți așa, trebuie să aveți mai multă răbdare, mai mult calm, mai multă înțelepciune, să vă schimbați poate mentalitatea, să vă schimbați anumite idei, să vă simțiți blocați că ceva nu funcționează, poate aici va trebui poate să luați și să apelați și la un doctor. Surpriza voastră va apărut carul, ceea ce vorbește despre mișcare, despre acțiune, inițiative, mijloace de transport sau niște călătorii, discuții legate de călătorii. Poate vă simțiți blocați că nu puteți să călătoriți sau veți avea de-a face cu persoane din străinătate pentru a câștiga bani, spre exemplu.
oferte din străinătate pentru a câștiga bani, va trebui să dați dovadă de mai mult calm și răbdare ca să reușiți să vă conduceți situația, să vă gestionați singur situația, să luați frâile unei situații în mâini. Atenție la certuri și discuții, pentru că carul mai aduce și rivalități, certuri și discuții. Cam asta e și pentru Scorpion. Și haideți să vedem la săgetător. La voi profesional aici ceva nu funcționează, ceva vă dă peste cap, aveți poate probleme și cu casa sau, mă rog, cu locul de muncă, la voi se strică treburile acolo, se dărâmă o situație, apar sau e această pandemie care afectează pe toată lumea și sunteți într-o stare de concediu, să zic. Atenție la instituțiile statului, autorități, atenție la certuri și discuții, poate profesional, că pot să apară niște conflicte sau va trebui să vă dați demisia, să vă veți fi, să zicem așa, licențiați, veți fi trimiși în șomaj, spre exemplu. Poate să întâmple și acest lucru. Deci, profesional, ceva nu vă merge bine, ceva vă decepționează, atenție. Sau apar vești pe neașteptate. Pentru unii mai pot să mai fie și vești pe neașteptate. În bine sau în rău, turnul este doar un avertisment, nu specifică întotdeauna foarte clar. Din punct de vedere al... sau voi luați decizia, efectiv, să vă rupeți de locul de muncă, pentru că acolo ceva nu funcționează. Din punct de vedere profesional, relațional, aici îmi pare că aveți nevoie de o consolare sau vă consolați cu ceea ce aveți de mână, ca să zic așa, sau sunteți acceptați situația în care vă aflați. Puteți avea și consolarea cuiva, cineva dorește să vă consoleze. Din punct de vedere al banilor aici, voi trebuie să contați pe propriile forțe, să nu vă bazați pe alții, să căutați soluții singuri în sufletul vostru, da? Să vă puneți în valoare aptitudinile, abilitățile, profesionalismul. Trebuie să reflectați înainte de a lua o decizie, în orice caz, să nu aveți, aveți atenție la anturaj, pentru că persoane, poți să zici, aveți a face cu persoane înșelătoare, persoane care încearcă să vă folosească, trebuie să reflectați înainte de a lua o decizie, în orice caz, nu vă aruncați în cheltuieli, fiți mai echilibrați, mai calmi, aveți răbdare că lucrurile se vor redresa, așteptați momente mai bune. Din punct de vedere al sănătății, aici stați bine, aveți de toate, vă simțiți încărcați energetic, vă simțiți plin de forță, dornici să vă faceți mișcare, să vă puneți în valoare, să zic așa, pe voi, aveți idei, vă vin idei cum să vă îmbunătățiți sănătatea sau eforturile pe care le-ați făcut vă dau satisfacții, să zic așa, vă simțiți relaxați pentru că voi sunteți, faceți faptul că știți să v-ați izolat, stați singuri și vă aduce sănătatea, va pus, să zicem așa, la sigur sănătatea. Surpriza voastră mi-a apărut aici asul de monede, ceea ce spune că vă vine o idee genială. Ceva pe neașteptate se poate întâmpla în sens pozitiv, să vină o idee, să câștigați niște bani, să apară ceva, o situație nouă, o veste nouă care să vă aducă multă satisfacție. Da, deci puteți chiar începe să faceți o nouă afacere, să vă îmbogățiți spiritual. Da? Vă iluminați, să zic așa, aveți un dar spiritual pe care voi îl puteți pune în valoare, valorifica. Cam asta e și pentru săgetător. Să vedem Capricorn. La Capricorn aici voi trebuie să fiți atenți la un bărbat. Sau voi veți fi mai combativi, așa, va trebui să vă apărați poziția. Sau atenție să nu fiți foarte rigizi, foarte egoiști, foarte critici, agresivi. Ori aveți de-a face cu astfel de persoană legat de locul de muncă, profesie, ori voi sunteți o persoană prea critică. Folosiți-vă inteligența într-un mod rațional, într-un mod, clarificați-vă situațiile și țineți-vă la distanță de agresivitate. Și relațional aici sunteți într-o stare în care trebuie să meditați, să reflectați, să nu fiți agresivi, da? Încercați cumva să vă țineți la distanță de astfel de situații agresive, verbale, certuri, discuții, etc. Din punct de vedere al banilor, aici voi sunteți într-o stare în care poate regretați anumite pași pe care i-ați făcut, anumite cheltuieli, anumite oportunități pe care le-ați pierdut. Nu are sens să plângeți, să zicem, laptele vărsat, da, există o vorbă, sau paharul care s-a spart, pentru că cioburile nu se mai adună, să zic așa, da, deci va trebui cumva să aveți defecte, cheltuiți mai mult decât vă ține plapuma.
sau puteți avea și șansa să fiți, să întâlniți persoane noi. Vi se cere să fiți mai, să fiți mai optimiști, da? Și atenție la partener, că e posibil ca partenerul să nu vă aducă pagube sau faptul că nu aveți un partener pentru acest lucru, voi nu vă reușiți să vă descurcați prea bine cu banii. Din punctul de vedere al sănătății, aici atenție la ispite, atenție la ispita de a mânca prea mult, de a bea prea mult, de a consuma lucruri care vă fac rău sau de a fi prea agitați, spre exemplu, da? Deci încercați să fiți mai calmi, pentru că pentru unii puteți să aveți, exagerați în anumite chestiuni, da? Să aveți idei nebunești legate de sănătate, atenție. Din punctul de vedere, ca și surpriză, v-a apărut tânărul de cupe, ce vă spune că puteți avea ocazii noi, șanse noi. Dar totuși trebuie să fiți atenți la anumite persoane care încearcă să vă intre în grație, să zic așa, să vă ofere sentimentele lor, cuvinte frumoase, se dau pe lângă voi cu bine, pentru că posibil să nu fie persoana de încredere, posibil să nu-și țină cuvântul, să aibă și alte interese, spre exemplu, da? Să nu fie numai ceea ce vor să pară. Da? Vor fi ceva ocazii noi în această săptămână. Și haideți să vedem și la vărsător. La voi, profesional, poate sunteți într-o stare în care trebuie să vă dați demisia, să vă veți fi puși pe liber, spre exemplu, sau va trebui să vă clarificați o situație legată de locul de muncă, să vă transferați în altă parte, să vă schimbați o mentalitate legată de muncă, de profesie, de bani. Din punct de vedere relațional, aici sunteți într-o stare de competiție, atenție, așadar, parcă e așa ca un concurs, care e pe care e mai bun, care e mai șmecher, care e mai deștept, da, deci intrați așa în niște conflicte oarecum prietenești ele, dar sunt niște rivalități care poate durează de ceva timp. Din punct de vedere al banilor, aici mi apare că aveți succes reușit datorită propriilor calități. Sănătatea, aici trebuie să fiți atenți la stările astea de nostalgie și depresie. Iar surpriza voastră este o femeie, care poate să fie mamă, soție sau o persoană care se ocupă cu cartomanția. Și să vedem și la ultima zodie de pești. La pești, profesional, vă simțiți neputincioși, blocați, fără șansa, nu știți încotro să o luați, așteptați. Relațional și aici sunteți într-o stare de combatere, să vă apărați libertatea sau drepturile sau aveți grijă cu agresivitatea voastră sau a altora. Din punct de vedere al banilor, aici trebuie să fiți corecți și cinstiți, pot să se întoarcă în favoarea voastră niște situații, să vi se rezolve niște situații legate de bani, să vă vină niște bani. Cu sănătatea aici stați bine, aveți o nouă șansă, să zic așa, să vă simțiți mai bine, iar surpriza voastră este un bărbat. Un bărbat care poate să fie preot, poate să fie tată, soț, vă poate ajuta, sprijini, interveni în favoarea voastră sau vă trebuie mai multă credință, să vă apropiați de mai mult de credință, să fiți mai spiritual, mai moral, mai corect, mai cinstiți. Cam asta e tot și pentru ultima zodie pești. Sper că v-au plăcut aceste predicții pentru această săptămână și că veți avea o săptămână plină de succes pe toate planurile și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!